alea. Auzi, ursu, bă! Hai că s-a dus la albu. În ultima perioadă, sau după o legendă care spune că în ultima perioadă s-au relocat în județul Neamț circa 50 de urși. Se pare că cam este adevărat, datorită faptului că noi nu am avut niciodată până acum atât de mulți urși. Am luat legătura cu Direcția Sanitară Veterinară, cu domnul doctor Călin. I-am explicat despre ce vorba, asta a fost săptămâna trecută joi. Dânsi au fost sâmbătă și au inventariat urșii din zonă și într-adevăr au găsit foarte mulți urși. O soaică cu trei pui în zona sanatorului bisericar în Amonte, unul care este și rănit în zona bisericală, care vine tot timpul, din cauza hranic, el nu poate merge prea mult. Unul aici în zona Valeriei, la poduri, la drumul județean. Unul foarte mare la zona Bistriței, având urma lăsată 42 de centimetri, deci ursul destul de sănătos, ba chiar l-a văzut și la el în grădină, mâncând merii. Trei a găsit în zona Grecia Secuvaduri, deci un număr destul de mare, care acum vreo 10 ani am avut un caz similar în zona Malecii, de atunci a stricat animale și a rănit un om și atunci a primit autorizație din pușcare după vreo lună de zile de demersuri. Am început și acum demersurile necesare. Am făcut contract cu cei de la Vânătorul și Pescarul, Asociația Vânătorul și Pescarul, care sunt autorizați pentru asemenea acțiuni. Și a spus, domnilor, e o logistică foarte mare ca să puteți relocați acești urși. În primul rând trebuie să faci o adresă către, și am făcut, la Ministerul Mediului și la garda silvică de la forestieră, de la Suceava, așteptăm răspunsurile. Și apoi trebuie o firmă autorizată care se transporte, un medic cu pușcă care se poate tranquiliza. Am vorbit cu cei de la Neamț și cu domnul doctor Radu Cristea, care e autorizat să tranquilizeze, dar nu urși. Am vorbit cu cei de la Salubritas, care la fel au și zis, domnule, nu poți. Am, dar nu puteți mă apropie la 5-6-10 metri de el. Ori el cade foarte greu. Și atunci poate să se îndrepte asupra mea și eu nu asum asemenea răspunderii de a rezolva această problemă. Sigur, noi așteptăm acum, chiar am convocat acum comisia, vedem ce se stabilește în comisie și procedăm conform legii. Altfel nu se poate. Sigur, nu am început demararea procedurilor. Că unii nu se informați și dau declarații politice, e treaba lor. Dar eu totdeauna m-am ocupat și prima dată când l-am împușcat pe cel care a fost la timpul respectiv și acum facem la fel. Dar să vedem ce aprobări primitim. Noi am făcut demersul, le-am făcut tot ce trebuie, dar de aici încolo nu mai aparține de primar sau de comisii. De acum să vedem ce ne spun cei care sunt îndeluiți de lege să ne poată rezolva problema ori relocări, ori împușcare. Nu știm care din ele. Bună ziua! În urmă cu aproximativ o săptămână am fost sesizată de către paznicul din spital că în incinta spitalului este prezent un animal sălbatic, un urs. S-a sunat la 112, au venit reprezentanții de la primărie, cei din cadrul SBSU Alexandru cel Bun, împreună cu jandarmeria. L-au alungat, la câteva ore ursul a revenit. Miercuri seara o colegă m-a sunat, asistentă medicală la compartimentul de îngrijiri paliative, care a văzut ursul în fața garajelor, chiar la ușa paznicului. A sunat și dumneai la 112.
A sunat paznicul să nu, dacă cumva în interior să nu iese că există ursul în ușă. M-a sunat pe mine. Din nou au venit reprezentanții de la jandarmerie și de la primăria Alexandru cel Bun. Am tot vorbit cu domnul primar și a făcut contract cu cei de la asociația de la JVPS. Joi au venit împreună cu un salariat al primăriei și au pus mâncare în împrejurimi, în pădure. Dar joi seara din nou a apărut ursul. Vineri seara la fel, cei de la primărie vineri seara au plecat și cu jandarmii undeva în jurul orei 23, pentru că am vorbit cu paznicul. L-au alungat de sus, s-au venit în față la coșurile de gunoi. Noi am luat o măsură pe plan local, aveam o dubă izotermă de la un camion casat. Gunoaiele încercăm să le punem pe toate în izotermă ca să nu mai găsească mâncare. Dar totuși pacienții nu pot să odihnească datorită faptului că sunt alarmele de la RoAlert, dar altfel noi trebuie să anunțăm, că altfel nu se mai știe dacă este ursul sau nu în curtea noastră. Și ne temem că vom pierde pacienții. Armistițiul dintre Israel și teroriștii Hamas ar putea fi prelungit. Astăzi ar urma să se încheie acordul inițial dintre cele două părți. Teroriștii ar fi informat mediatorii din Qatar și Egipt că sunt de acord cu încă două până la patru zile de pauză în luptele din fâșia Gaza. Simultan ar continua eliberarea suplimentară a până la 40 de ostatici capturați de teroriști pe 7 octombrie, anunță surse citate de presa internațională. Acordul inițial a intrat în vigoare vineri și a prevăzut o pauză de patru zile a luptelor, dar și eliberarea a 50 de ostatici Hamas și a 150 de palestinieni deținuți în închisorii de Israel. Doi dintre ostaticii eliberați până acum au și cetățenie română, alți patru sunt ținuți captivi de teroriștii Hamas în fâșia Gaza. Linia de autobuz spre aeroportul Otopeni își modifică traseul din weekend, 783 devine 100 de sâmbătă. Pe traseul spre aeroport, autobuzul va opri doar în stațiile care sunt punct de legătură cu alte linii importante, Piața Unirii, Universitate, Romană, Victoriei, Piața Presei, Aeroport Băneasa, Primăria Otopeni și Aeroport. Pe sensul spre București, autobuzele vor pleca de la aeroport, vor opri la Primăria Otopeni, Băneasa, Piața Presei, Victoriei, Romană, Piața 21 decembrie și Piața Unirii. Primarul general Nicu Șordan anunță și că linia va funcționa 24 de ore din 24, iar autobuzele vor pleca la 15 minute pe timp de zi din stații și la un interval de 30 de minute noaptea. Târgul de Crăciun din capitală și deschide porțile de joi în Piața Constituției în aceeași zi de la ora 18. Va fi aprins și iluminatul festiv de pe marile bulevarde din București. Târgul din acest an a fost organizat de municipalitate prin CREART. În centrul atenției vor fi bradul înalt de 30 de metri, dar și roata panoramică. Vizitatorii vor avea la dispoziție peste 130 de căsuțe, unde vor găsi de la obiecte artizanale făcute de meșteșugari, la rețete tradiționale aduse de producătorii locali. Nu lipsește în acest an nici Casa lui Moș Crăciun, unde vor fi organizate, între altele, ateliere de creație pentru copii. Va fi organizată și o zonă gastronomică, unde vizitatorii vor putea gusta preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Programele artistice vor cuprinde concerte, colinde, piese de teatru, dar și diferite spectacole pentru copii. Târgul de Crăciun din București va fi deschis zilnic, de luni până vineri, între orele 12 și 22 și în weekenduri de la ora 10 la 22. Intrarea este gratuită. Demiteri în poliție după ce primarul din Baia Mare a reușit să fugă din țară în Ungaria. Șeful poliției de frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, a fost demis. La fel și șeful inspectoratului de poliție al județului Maramureș, anunță Ministerul de Interne. Simultan, corpul de control va face verificări la inspectoratul teritorial Sighetul Marmației al poliției de frontieră, dar și la Vama Petea, pe unde a fugit Cherecheș. Edilul din Baia Mare a fost condamnat vineri la 5 ani de închisoare
pentru luare de mită. Cătălin Cherecheș a ieșit din țară cu actele unei rude, fiind transportat într-un taxi. El a folosit actele rudei pentru că era sub control judiciar înaintea sentinței și implicit avea interdicția de a părăsi țara. Tot de vineri, edilul a fost dat în urmărire internațională. Școlile din Tulcea, Galați, Brăila, Constanța și Călăraș au rămas astăzi închise, cursurile au fost suspendate din cauza viscolului din weekend. Orele vor fi însă recuperate, anunță Ministerul Educației. Când și cum vor decide inspectoratele școlare județene după ce se vor consulta cu unitățile de învățământ. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor după ce ninsorile și viscolul au făcut ravagii în sud-estul țării. Zeci de drumuri naționale și județene au fost închise complet, iar sute de localității din regiune au rămas fără curent electric. Sezonul de Formula 1 a ajuns la final. Max Verstappen de la Red Bull a câștigat ieri și ultima cursă, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Pilotul Red Bull Racing a fost urmat de Charles Leclerc de la Ferrari și de George Russell de la Mercedes. Campionul mondial Max Verstappen s-a impus în 19 curse pe parcursul acestui sezon și a stabilit astfel un nou record. În clasamentul constructorilor s-a impus Red Bull, iar podiumul a fost completat de Mercedes și Ferrari. Angajații din Ministerul Muncii au intrat astăzi în grevă generală pe termen nedeterminat. Aceștia reclamă inechitățile salariale, neplata orelor suplimentare, dar și condițiile de muncă și lipsa de personal. Va fi afectată activitatea caselor de pensii sau a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Săptămâna trecută, miercuri, sindicaliștii au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore și amenințau cu greva generală dacă nu se ajunge la vreun consens cu guvernul. Membrii sindicatelor au considerat că greva este un pas necesar pentru a atrage atenția asupra problemelor semnificative cu care se confruntă angajații din instituții. De joi intră în vigoare noul sistem de garanție returnare pentru ambalaje. Se va aplica o garanție de 50 de bani pentru o serie de produse care va putea fi recuperată apoi de cumpărători la returnarea ambalajelor în magazine. Ministrul Mediului Mircea Fecheta a explicat cum va funcționa exact noul sistem. Toți românii vor putea să contribuie la viitoarea țară a reciclării pe care vrem să o clădim. Aceștia își vor putea duce ambalajele goale la orice market, la orice magazin din România pentru a putea recupera garanția acestora. Vom putea spune că vom trece de la mimarea reciclării din ultimii ani la o reciclare reală, la o țară care cu adevărat face acest lucru și va fi un sistem simplu, un sistem care ne implică pe toți și un sistem care va schimba la față, cred eu, România. Pentru că astăzi, în multe locuri, avem o față murdară a țării noastre, fie că discutăm despre albiile cursurilor de apă, despre păduri, despre parcuri, găsim peturi aproape peste tot. Am clarificat anumite aspecte care țin de niște detalii mai minore, cum ar fi modalitatea în care la raft este evidențiat costul garanției, faptul că acestea, ambalajele se returnează oriunde în țară. Simona Halep mai are de așteptat până când va afla un verdict final în cazul de dopaj. Tribunalul de arbitraj sportiv și-a anunțat programul până în martie anul viitor, însă cazul româncei nu apare în agendă. Halep a primit o suspendare de 4 ani dictată de Tribunalul Independent Sport Resolutions, care se ocupă de cazurile de dopaj din tenis. Dacă TAS va menține pedeapsa, Halep ar putea reveni în circuit abia în octombrie 2026. Victoria seară pentru FCSB, scor 1-0 în derbiul cu Dinamo din Liga 1. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florinel Coman în minutul 52. Roșalbaștrii sunt pe primul loc în clasament cu 37 de puncte. Tot ieri, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în deplasarea de la Oțelul Galați. Etapa 17-a se încheie în această seară. U Craiova are meci cu Sepsi de la ora 17:30, iar Rapid primește vizita celor de la U Cluj de la 20:30.
Episodul extrem de viscol de peste weekend a făcut ravagii în județele din sudul, estul și sud-estul țării. Meteorologii au emis inclusiv coduri roșii. Zeci de drumuri naționale și județene au fost închise complet de autorități, la fel și porțiuni importante din autostrada A2. Chiar și așa, sute de șoferi au rămas blocați în zăpadă. Din cauza vântului puternic, aproximativ 300.000 de persoane din mai bine de 400 de localități au rămas fără curent electric. În municipiul Constanța au fost probleme și cu alimentarea cu apă potabilă. Tot în zonă, porturile la Marea Neagră au fost închise din cauza valurilor mari. Probleme au fost și pe căile ferate. Cel mai mult au întârziat trenurile care veneau în București din Constanța și Galați, peste 8 ore. Alte zeci de garnituri fie au fost anulate, fie au plecat cu întârziere din stații. Vreme rece astăzi cu maxime cuprinse între minus 5 și 7 grade. Ninsori slabe mai sunt așteptate prin vestul, centrul, nordul țării, dar și la munte. Dar cu mai multe detalii vine Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM. Vremea va intra într-un proces de încălzire în zilele viitoare, chiar dacă vor mai fi variații termice de la o zi la cealaltă sau de la o regiune la cealaltă, putem vorbi de temperaturi maxime din ce în ce mai ridicate, astfel încât dacă astăzi vom mai avea temperaturi ușor negative în partea de nord și de centru a teritoriului, în următoarele zile temperaturile maxime se vor situa peste 0 grade în toate regiunile. Marți undeva de la 3-4 până la cel mult 10-11 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele de presionare și cele mai ridicate în zona litoralului. Miercuri un tablou termic asemănător, multe valori peste 4-5-6 grade în partea de sud și de est a teritoriului, însă temperaturile minime vor fi destul de diferite de la o noapte la cealaltă, astfel încât marți spre miercuri vor deveni pozitive în aproape toate regiunile, însă miercuri spre joi vor fi din nou negative în toate regiunile, toate acestea în funcție de masele de aer și fronturile care se succed în zona țării noastre, pentru că această încălzire va aduce după sine o masă de aer mai cald și, în consecință, precipitații în transformare, de data aceasta invers, de la ninsoare la laporiță și ploaie. Dacă astăzi vom mai avea în vestul, nord-vestul, centrul teritoriului precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane și mixte, în zonele mai joase de relief, mâine un front atmosferic va traversa țara cu totul, va determina sisteme noroase și precipitații de la vest către est în toate regiunile, pe alocuri mai însemnate cantitativ și, cum spuneam, în transformare, astfel încât în zonele montane vor fi precipitații sub formă de laporiță ninsoare, dar și ploaie în zonele mai joase montane, iar în zonele de câmpie precipitațiile se vor transforma treptat, vor deveni preponderent sub formă de ploaie. În zonele cu probleme, în partea de sud-est a teritoriului, unde avem stradă zăpadă la momentul acesta, va diminua mult în grosime sub incidența precipitațiilor în formă lichidă. În aceeași măsură, vântul, care a pus probleme și va mai avea intensificări și astăzi, dar nu la aceleași viteze ca în intervalul anterior, va slăbi treptat în intensitate, se va mai manifesta în mod deosebit în zona litoralului, în zilele următoare, dar pe arii mult restrânse și la viteze mult reduse față de ceea ce a fost. Vom mai avea intensificări de 45-55 de km pe oră în mod deosebit în vestul, în centrul, în estul teritoriului și pe crestele montane cu viteze mai mari de peste 70-80 de km pe oră, acolo unde într-adevăr, zăpada va fi spulberată. Și în capitală, variații termice, dar într-un sens bun de data aceasta, pentru că temperaturile vor crește ușor. Marți undeva la 7-8 grade, miercuri poate chiar 9-10 grade, în timp ce minimele vor fi marți miercuri pozitive, 3-4, iar miercuri spre joi din nou ușor negative. De data aceasta, rolul nebulozității.
în condițiile în care și în zona capitalei, mâine, marți, frontul acela în măsării de care vorbeam în traversare de la vest către est, va ajunge și în zona capitalei undeva spre după amiază, seara, noaptea și va determina de data aceasta precipitații în formă lichidă.